Invitatul meu din această seară, o să încep prin a vă spune că este un student. Vă spune ce mare lucru, sunt atâția alții. O să vă spun apoi că musafirul meu are 66 de ani și o carieră impresionantă în spate. Îi răsfoiam mai devreme CV-ul, sunt 8 pagini de realizări într-o viață de om. Poate vă spune, s-au mai văzut cazuri. Dar dacă vă spune că colegii săi, studenții, îi spun domn profesor, ce zice? Bună seara, domnule profesor Laurențiu Damian. Bună seara, Florin. Bine ați venit de invitație. Bine ați venit la Scenă Deschisă. Sunteți profesor de o viață la regie. Din 90. Și... Din 90, da. De o viață. Sunt hai, de o viață hai de să om. Spunem, da. Și de 2 ani la actorie. Da. La un interval de 45 de ani ați dat examen la aceeași facultate. Cum era atunci? Cum a fost acum? Povestea asta cu actoria nu e un hobby sau nu e ceva așa că hai să merg să văd cum e. A fost o obsesie care s-a calat pe un moment oarecum dramatic din viața mea. Era 1975 la actorie. V-ați dus să dați examen la IATC? Am dat examen la actorie. La actorie. Am intrat într-o sală, s-au aprins pe mine două proiectoare, în sală era întuneric, doar o lampă, în conturul lămpii mi-am dat seama că este Marin Moraru și de emoție am uitat poeziile. Le-am uitat atât de bine încât am început să spun versuri. Versurile începeau cam așa. Doamnelor și domnilor, iată, am venit în fața voastră, sunt un actor, de fapt sunt o marfă, cine dă mai mult? Și a început o nebunie. Marin a ridicat capul și l-am văzut foarte bine. Era năuc. Nu înțelegea ce se întâmplă. Cred că era o stare de emoție din partea mea și din partea lui. Și la un moment dat a spus, zice, da, mulțumesc, acum poți să ne spui și o poezie. Am spus o poezie, am dansat. Între timp v-au revenit poeziile. Da, mi-a revenit blaga, a venit după mine tovarășe, toamnă, se coace pe linu. Bun. Am ieșit și înainte să ies mi-a spus, zice, te rog foarte mult să spui candidatului care urmează să nu intre până nu-l chemăm noi. Și eu mi-am dat seama că ceva se va întâmpla, adică ori o să pic și mă duc repede la filologie, că terminasem un liceu de limbă franceză și eram olimpic la literatură. Și s-a întâmplat că Marin Moral a spus, îl vreau, da, dar parcă figura lui, parcă un anumit semn care îl are, s-ar putea să-i dăuneze, nu mă interesează. Eu așa ceva nu am văzut și vreau să văd în continuare. Sandamanu, o persoană extrem de inteligentă și cu un flair nemaipomenit. Era în comisie? Era în comisia mare, deci am intrat în altă probă, da. A zis, mare grijă, băiatul ăsta nu va fi actor. El se joacă pe el. Băiatul ăsta are date de regie. Hai să-l ducem la regie. Și ați dat la regie anul următor? Am ieșit din examenul de actorie. Am prins proba de scris la regie. Numai că eu am intrat după. Deci se terminase proba și eu am dat proba singur. O reclamație de la școală că am dat proba singur și am picat.
Următorul an am dat la regie, unde nu se vorbea decât de actoria mea de acum un an, de ăla e. Aceeași comisie? Era Elisabeta Bostan, era Mihai Dimiu, Sanda Manu, Valeriu Moisescu și eu am dat probele și în permanență la comisia respectivă a venit și Cotescu, care fusese în comisia a doua de actorie, unde s-a discutat foarte mult despre sunt regizor, sunt actor, ce să facă, cum să facă. Un moment destul de dramatic, chiar dacă acum îl pot prezenta așa și puțin cinematografic, pentru că ce m-a așteptat pe mine în următorul an? O fabrică de mase plastice, muncitor necalificat, două schimburi de noapte ca să pot să văd spectacole și dimineața să mă duc la cinematecă. Ați intrat la regie atunci, în anul următor. Da. Ați făcut facultatea, ați terminat-o cu nota 10, secția regie și scenografie? Nu, sau? Scenaristică. Regie, da. Deci ați terminat facultatea cu 10, după care, peste 40 de ani, dați din nou examen la, la actorie. După ce ați profesat în această universitate, da, după ce ați fost prodecan, după ce ați fost aveți și un doctorat, adică sunteți profesor, doctor, care predați la regie la un ATC. Da, am iar luat astăzi, anul întâi, ultima promoție, am spus eu. Iar pentru că am avut vreo 7 până acum. Jumătate din săptămână sunteți profesor, da. Jumătate din săptămână sunteți student. Da. Cum se uită la dumneavoastră, colegii dumneavoastră studenți? Colegii mei studenți se uită la mine cu respect, ca și profesorul Cristi, ca și un profesor care l-am eu acum, Puiu Șerban, ca și ceilalți profesori care mi-au dat la examenul de maestrie 10. Așa au socotit ei. Și acum sunteți tocilar? Da, nu, nu. Nu? Nu. Am primit și o notă de 7 la vorbire, pentru că făcusem o operație cervicală și nu puteam să vorbesc în perioada aia și atunci i-am spus să-mi pună 5, dar nu mi-au pus 7. Deci nu mai sunt studentul de not de 10, dar la actorie am luat 10 pe o, să zicem, un rol care mi se potrivea foarte bine, Bucșan, miliardarul Bucșan, din ultima oră. Spuneți-mi, vă este mai greu acum să învățați la 66 de ani decât vă era în anii aia? Nu, nu mi este greu, mi-e mai greu să fac față la această dublă identitate. Când am intrat la prima probă, când am avut recitare și dans, m-au pus să dansez pe Michael Jackson. Acum. Și am făcut, da, și am făcut față. Un membru al comisiei m-a întrebat, delicat m-a întrebat, ar fi putut să mă întrebe ce cauți dumneata la vârsta de... Nu era cazul. Și atunci a fost o întrebare elegantă. Ce v-a determinat să veniți la actorie? Și atunci le-am spus, nu vreau să îmbătrânesc trist. Un tânăr poate să joace un bătrân, nu? Dar un om în vârstă poate să joace un tânăr în zilele noastre? Nu. Nu, în zilele noastre nu, pentru că indiferent de zona de machiaj, să spunem, nu te ajută trupul. Trupul este cel care carnea trupul. Imediat îți dai seama, oricât de elastic ai fi, oricât de elegant ai fi, oricât de balerin ai fi, nu te ajută. Deci nu. Spuneți-mi, sunteți mai fericit acum, student fiind, decât erați în 76, când ați fost pentru prima oară student la regie? Nu e vorba de fericire. E vorba de
frica de singurătate, e vorba de acea teamă că s-ar putea la un moment dat chiar să nu mai contezi, că oamenii te uită și că poți să trăiești foarte bine în lumea cinematografică sau teatrală, ca și cum ai trăi la azil. Mi-e frică de aceste lucruri. Și de-aia încerc să motivez fiecare zi din existența mea și să fac un lucru și să citesc un lucru. O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Înainte de asta vreau să vă provoc cu o întâmplare de demult, când taica mare, bunicul dumneavoastră, a căzut în genunchi pentru prima dată. Spuneați că taica mare nu a căzut niciodată în genunchi. Și când a căzut, nu a căzut în fața unei icoane, ci în fața unui om. Am revenit, emisiunea Scenă Deschisă continuă. Când ați dat la actorie prima oară, ați spus că v-au resprins dintr-un anumit motiv. Da. Este un semn și fizic. Da, este și motivul care stă la baza poveștii cu taicu mare și cu un om absolut deosebit, un mare medic, Valerian Popescu. Dar să o luăm cu începutul. M-am născut la Giurgiu. M-am născut la Giurgiu cu o moașă extraordinară, dar care n-a putut să mă salveze într-un fel, pentru că medicul era foarte tânăr. Mama a făcut tensiune și atunci el a venit cu ideea forcepsului și m-a tras foarte bine de cap. Și a scris acolo în fișă, nu trăiește. Fișă pe care acum 2 ani am văzut-o. M-am dus la Giurgiu și am căutat în toate dosarele acelea pe ani, până am găsit foaia mea. Așa am avut eu o premoniție. Și scrie acolo, nu trăiește. Moașa a venit la mama și a spus, să știi că copilul tău trăiește. Când eu intru în salonul de, e singurul care întoarce capul. Ăsta nu moare. M-am fășat bine, fiindcă a aflat că undeva pe Plevnei e un mare chirurg. Mama mea era de o frumusețe rară. Chirurgul a trecut pe lângă ea, împreună cu conferențiarii, cu lectorii, cu studenții, cu stagiarii, un convoi așa. S-a oprit, s-a întors și a zis, Doamne, dar ce frumoasă ești tu, fată, 19 ani, mama, ce-i cu tine aici? A, tu ai un necaz și m-a băgat în operație. Și atunci bunicul meu, aflând, a venit cu 2 pești și cu un putinei de brânză să-l caute pe doctor. L-a găsit acasă, dar s-a spus, pleacă, domnule, aici, du-te de aici. Și atunci a îngenunchiat. Așa zis, în genunchi. Pentru nepotul meu. E o poveste care mă tulbură și acum. Afecțiunea se numea gură de lup? Da. Ce urma după această întâlnire cu medicul? După această, deci s-au făcut câteva intervenții chirurgicale, după care eu nu am avut voie până la 3 ani să vorbesc. Adică el a spus, până nu se închide vălul palatin, nu ai voie să vorbești. I-a spus mamei. Dacă scoteam un sunet,
primeam o linie peste mână. După care, după 3 ani, nu mai vroiam să vorbesc. Și primeam iarăși o linie ca să încep să vorbesc. Sunt unul din foarte rarele cazuri care vorbește coerent. În general, la așa ceva, siflantele sunt foarte... pentru că nu s-a închis vălul palatin când copilul, când pruncul a început să vorbească. Ei au observat în 1975. De acolo a început toată istoria. Când spuneți ei, comisia de la ei, teatru, da. În ce roluri... Unde îl ducem pe el? Ne batem joc de copilul ăsta sau nu ne batem joc? Pentru că la un moment dat mama mea s-a întâlnit cu totul întâmplător cu Octavian Cotescu, Dumnezeu să-l odihnească, și mama a spus că am și un băiat, ce acum e la regie, a dat anul trecut la actorie, dar nu l-au luat la actorie. Zice, dar cum era băiatul? Și mama a spus cum era. Și Cotescu s-a schimbat la față și a spus, Doamnă, n-am dormit 2 nopți din cauza băiatului tău. Nu am dormit 2 nopți, pentru că eu am avut în etapa a doua un examen foarte bun. Acolo s-a descoperit puțin povestea de regie. Mi-au dat să joc o femeie de serviciu. Nu actor, s-a gândit mama că veți deveni, a vrut să cântați la vioară. Am vrut să cânt la vioară, dezastru. Dezastru cu profesorul Mitoiu, care era așa o persoană... Deci va lua vioară, va lua meditații. Da, parcă era din tipul acela cu... din... ce film să spun, din Angelopoulos, cu redingotă și cu așa, și venea pe bulevard, eu cădeam la icoane să crape odată, să cadă castanii peste el, să nu-l mai văd. Mă teroriza, într-adevăr, nu, n-a ținut. Am cântat însă muzică ușoară. La Căminul Ura? Cultural, da, și eram chiar o vedetă locală. Întâmpinam, evident, cu buchete de flori pe Maria Tănase, după care am făcut un film cu Maria Tănase. Când spuneți că ați fost o vedetă locală, înseamnă că mergeați în turneu prin... Mergeam în turneu prin comune, unde evident că mă bucuram de un succes foarte mare, fiind mic, fiind având 9 ani, 10 ani. La dialog, la distanță, am luat numai note de 10, cântând De mă iubește, rog, așteaptă-mă cam să mai cresc, așa. După care, evident că am avut marele meu succes la Craiova, la teatru din Craiova, și acolo am avut o partitură extraordinară, nu-i așa? Am fost motanul încălțat. Deci am cântat o oră și ceva, voce și text, deci actoria am făcut-o la vârste fragede, ca să spun așa. Nu, a fost un moment în care eu le dau dreptate. Eu celor din comisie. Acum le dau dreptate. Ar fi fost un coșmar. Eu nu vreau să îmi ridic un postament sau să par în fața ta un om care mimează lipsa de modestie sau... Nu. Ar fi fost, în primul rând, că nu cred că ar fi fost niște roluri în teatru pentru mine, iar în film în niciun fel. Deci spuneți că oamenii aceia v-au protejat de fapt. Au avut dreptate. Dramatic, într-adevăr. V-au protejat pentru că n-au vrut să vă lase în mâinile publicului, care înțeleg că era crud sau v-ar fi putut primi cu evident, o anumită cruzime. 45 de ani mai târziu, credeți că oamenii sunt mai toleranți în zilele da. Noastre? Da. Sunt mai deschiși? Sunt da. Mai... Sunt mai deschiși pentru că mă întâlnesc cu oameni care îmi spun mai voalat, zice, termină, domnule, asta e în capul tău. Ce-mi spui tu mie acum e în capul tău, eu nu văd nimic.
ai tu așa, ai trăit tu cu obsesia asta și în capul tău, termină. Nu. Mai ales că au apărut staruri care pot să fie și asociate și persoane care altă fizionomie, actori cu o fizionomie mai specială, mai interesantă, mai exotică. Nu, n-aș fi putut să cred. Dar la fel de bine cred că după un an de actorie din 75 mă trimiteau la regie. Bunicii și părinții dumneavoastră spuneau în copilărie că singura dumneavoastră șansă este să fiți deștept, ca să răzbiți în viață. Da. Pentru că altfel n-ați fi avut nicio șansă? Nu știu dacă aș fi avut sau nu, dar mi-a plăcut ideea. Mi-a plăcut ideea asta de în care părintele, chiar cu duritate, nu vine să toarne gogoși copilului. Și îi spune, deci v-au spus nu ești o, tu nu ești o frumusețe. Ce vă așteaptă? Tu nu ești o... Bine, și în perioada aia, acum hai să spun că sunt o persoană mai terminată, așa mai, cât de cât. Când eram de 16-17 ani și neterminați, cum suntem la vârsta aceea, și spunea, tu trebuie să fii deștept. Și dacă vrei să cucerești o femeie frumoasă, trebuie să fii deștept și să fii vesel. Fiul dumneavoastră, Angel, care este și el la rândul lui regizor și actor, ce a spus Angel când i-a zis că vreți să dați la facultate din nou și să deveniți student? A fost foarte încântat. El a fost foarte încântat și a spus, tată, du-te, vrei să te ajut, vrei să te văd? Vrei să îmi spui să-ți o poezie? Da. Nu, și am spus nu. Și m-am deci pregătit. Nu v-a ajutat, nu v-a meditat. Nu. M-am pregătit singur. Am luat un text al Liei Bucnar din Noi Patru, care era un text foarte bun și dramatic. Iar al doilea text cu care i-am cucerit, care a fost iarăși regie cu actorie, a fost Rică Venturiano. care la 60 și ceva de ani nu era un junec prim. O păcălește cu Facebook-ul și pune o poză cu el tânăr, cu mușchi și începe tot dialogul, e pe Facebook. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la scenă. Eu mulțumesc deschisă. Și cred că, indiferent de ce am spus, sinceritatea a contat. Și să știi că este un lucru foarte greu să îți pui câteodată pe masă și sufletul și suferința și bucuria, toate sunt greu de pus și de prețuit. Și vă mulțumesc pentru asta.